Gata. Astăzi facem o tăiere la un păr alături de domnul inginer Luigi. Acum așteptăm explicația lui domnul inginer ce trebuie făcut aici. Un păr care a fost proiectat în formă de vas, dar, mă rog, care datorită apropierii de cais și tendinței acrotone, adică de a se duce către lumină, s-a deviat puțin și în ultimii 2 ani tot am făcut niște intervenții prin care să îndepărtăm șarpantele. În primul rând, încercăm să suprimăm ramurile de un an din interior, foarte groase, prin și alacomilor. Putem face chiar tăiere la cep, de unde să avem creșteri anuale pentru anii viitori. Conservăm creșterile cu rod care au luat deja formă orizontală, pentru că ele nu mai sunt periculoase pentru sistemul de coroană și ele prin fructificație vor rămâne în această poziție. Iar acum, la nivel de șarpantă, va trebui să găsim o cale de... Și atunci facem, în cazul sub șarpantă, este un transfer pe o ramură laterală. Vedem că aici avem o așa zisă concurentă, dar are mugure de rot, de rot, da? Asta înseamnă că ea nu își va mai continua creșterea, va coborâ în poziția asta și automat va mobiliza și mugurii de aici, transformându-i în țepușe anul viitor, așa că nu o să o înlăturăm. La fel și următor. Iar asta, undeva la vreo 40 de centimetri, o trimitem tot spre exterior. Da. Aici observăm că avem nuielușă, mlădiță cu 2 mugure. Avem și aici. Putem merge la 2 capete, adică putem face și așa, să continuăm. Dar ca să mai încetinim, o să facem o tăiere aici, iar ea sub greutatea rodului va coborâ. Facem tăieri la cip. Mai avem și aici. Aici suntem în cazul contrar, să zicem așa. Verticalizăm. Atât că nu o să-i mai lăsăm. Le tăiem o treime din lungimea aia. Aceasta este o mlădiță. Da. De ce zicem mlădiță? Pentru că se termină cu mai mulți muguri de rod. Am înțeles. 1, 2. Și atunci o transformăm într-o continuare a șarpantei. Și oarecum echilibrăm vasul. Mai avem acolo o problemă. Da, aici. Ele sunt cam apropiate aici, ne? Da. Decât că ele ocupă volume diferite, volume care nu... Și atunci facem o scurtare la... Lăsându-i rod. Practic facem o reducție înaintea unei nuielușe, da? Da. Și în felul ăsta îi oprim creșterea. Vedem cum va evolua la an. Mai avem al treilea braț, cel mai puternic, care e... Cel mai puternic braț? E... total dezaxat. Încercăm să facem și aici un transfer. Nu văd unde am putea decât undeva la nivelul ăsta. Asta este prea orizontală. Altă ramură de transfer în zona asta nu am decât aici. Am așa că voi face o reducție aici. Chiar dacă e dureroasă, n-am încotro. Ca să o favorizez și mai mult, o să iau concurenta de aici. De fapt, nu e o concurentă, e o ramură succesivă. Da. Ca să duc toată puterea în ea. Și o mai și stimulez puțin.
conduc totul aici ca să echilibrez fundamentul. Facem, deci pe sub șarpante, pe ramurile de semi-schelet, schelet facem niște reducții, fie deasupra unei formațiuni de rod, cum este blădița asta, sau deasupra unor muguri de rod chiar nefructiferi. Restul e cosmetică din asta mai. Chiar la nivelul ăsta, ca să nu ne ducem prea jos, știu că ramura asta nu o voi păstra foarte mult, dar uite, merg aici și o exploatez anul ăsta la maxim, lăsând de rod. Aici avem puțin. Stau și mă gândesc, aș putea să, ca să cobor la nivel, să merg cu reducția mai în amănunt, da? Și dau caut un mugur exterior pentru a lăsa pentru să ducă spre exterior. Iar pe asta la o treime, aici am zis că lăsăm pentru rod, îi ajunge. Mulțumim, domnul inginer, și așa arată părul tăiat.